Astăzi, în jurul orei 12, a avut loc un accident rutier pe DN1 între localitățile Olteț și Viștia din județul Brașov, în urma căruia șase persoane au fost vătămate corporal. Cercetările pe care polițiștii le-au efectuat până la acest moment au arătat faptul că o autoutilitară care circula dinspre Brașov spre Sibiu ar fi pătruns pe sensul opus de mers, context în care s-ar fi produs accidentul rutier în care au mai fost implicate alte trei autoturisme. În urma accidentului, cele trei autoturisme, dar și autoutilitare, au fost avariate. De asemenea, o persoană care se afla într-unul dintre autoturisme a rămas încarcerată în vehicul. La fața locului s-au deplasat elicopterul Zmurd Brașov, trei echipaje Zmurd, două ambulanțe Saj, un echipaj pentru descarcerare și trei echipaje cu apă și spumă. Polițiștii efectuează cercetări pentru lămurirea condițiilor și a circunstanțelor în care a avut loc accidentul. Persoana care a fost încarcerată a fost transportată cu elicopterul Zmurd la Brașov, de unde a fost preluată de un echipaj Zmurd și transportată la UPU Brașov. Este vorba de o persoană de sex masculin în vârstă de 29 de ani care a fost intubată și ventilată mecanic. Alte patru victime au fost transportate la UPU Brașov, iar două dintre victime au fost transportate la Spitalul din în făgăraș, cele șase victime sunt conștiente.